Salutare și bine v-am găsit la un episod din Total War, Rome 2. Astăzi vom începe o nouă campanie și vom juca o campanie cu Imperiul Roman și voi folosi House of Julia. Pentru început vom avea două beneficii din cauza că jucăm cu romanii, Marching Orders și Roman Legions. De asemenea, din cauza că folosim House of Julia, vom primi Barbarian Subduers și Romanization, două bonusuri care vor fi destul de utile. Dificultatea inițială va fi destul de mică și cred că va fi o campanie destul de interesantă, mai ales că vom juca cu Imperiul Roman. Iar acum, cred că aș putea să mă pun pe treabă și să nu mai vorbesc așa de mult, pentru că probabil vreți să jucăm campania asta de ceva timp, adică și eu vreau să o joc de destul timp. Mereu m-am luat cu altceva și nu am apucat. Ei bine, ăsta este momentul. De asemenea, nu uitați, dacă vă place această serie, v-aș ruga să lăsați un like. Asta mă ajută enorm și cu cât facem mai multe like-uri, cu atât vei posta mai multe episoade, deci aici cred că toată lumea câștigă. Și fiind primul episod, cred că putem scoate lejer 25 de like-uri. Iar acum să începem campania. You are at war with the Etruscan League. March north and capture their territories. This will allow you to consolidate Italia and ensure the safety of Roma. You must wage war if you hope to extend your dominion. Syracuse and Carthage own territory in Magna Graecia, so conflict with them is inevitable if you wish to expand across the Mediterranean. Otherwise, they may prove useful allies against Etruria or the Gaulish tribes to the north. Come what may, Rome will triumph. Bun, se pare că avem din start o misiune. În primul rând va trebui să mergem până aici. În al doilea rând va trebui să intru pe aici foarte rapid pe la opțiuni. Se pare că astea au rămas dezactivate. Este bine, uneori se activează singure înapoi. Și urăsc treaba asta. Am trimit un agent aici să saboteze. Să vedem ce o să facă. La naiba, agentul meu a fost rănit, dar nu a fost ucis. Asta este foarte important. Vom veni până la graniță. Și de aici voi recruta niște trupe. Ceva de genul și voi avea nevoie de diverse clădiri. În primul rând voi avea nevoie de mai multă mâncare. Și probabil voi avea nevoie și de ceva industrie. Dar momentan cred că putem face o treabă destul de bună cu ce avem. Băieții ăștia vor veni până aici. Farming settlement. Sună bine. De aici voi mai lua ceva unități. Cam așa. Nu am cine știe ce unități, dar cred că vom putea face o treabă destul de bună. Ideea este că vreau să iau toată peninsula italică cât mai rapid. Și după vom vedea ce putem face în Galia și teritorii de genul. Totuși, momentan am făcut destule chestii și nu mai am niciun leu, deci pot încheia tura liniștit. My people are proud, as are yours. But pride does not stop a man having friends. Syracuse vor un tratat de non-agresiune. Ok, asta înseamnă că mă recunosc ca fiind un pericol pentru ei. Cei drept nu sunt un pericol pentru ei, dar nu vreau să fie nici ei un pericol pentru mine, deci accept treaba asta momentan.
Bun. Roma este un teritoriu absolut gigantic. Ready for battle. Dar în același timp, eu am alte chestii de rezolvat. Let them cower. Our path is blocked. Ok, rezolvăm lupta automat. Nu are rost să mă lupt eu. Mai ales în condițiile astea. Victoria mea aparține. Și ocup teritoriul în mod pașnic. Până la urmă nu văd de ce l-aș ocupa altfel. Ready for orders. To your duties, men. Commander. Venim până aici. Și de aici voi mai recruta niște unități. Ceva de genul și voi forma o altă armată. Să mă uit, teoretic pot construi o vilă, dar asta înseamnă că va trebui să renunț la un forum public. Cu siguranță o să am nevoie de o vilă și cu siguranță voi avea nevoie de agricultură. Adică totuși este una din chestiile cele mai importante, mai ales acum cât timp nu am mâncare. Și treaba asta s-ar putea să mă afecteze dacă nu am grijă. Orașul va fi extins și va deveni mult, mult mai mare. Dar momentan va trebui să închei tura pentru că nu mai pot face nimic deosebit. Ok, cred că pot distribui niște puncte. Băiatul ăsta ce-ar putea să devină? Cred că ar putea să devină un general destul de bun. Deci vom pune aici un punct în commander. Și să închei tura. Super. Slams. Slams și food shortage. Dărâmăm chestiile astea, nu avem nevoie de ele. O vilă aici. Și un port. Care nu m-am hotărât exact ce aș vrea să fie. Neapolis, cred că va fi un port militar. Pentru că avem acces la teritoriile astea. Alte teritorii pe care le voi ocupa vor deveni porturi comerciale. Momentan am nevoie de porturi militare. Oricum, inima Imperiului va fi Roma în sine și toată Italia. Restul teritoriilor vor fi așa și așa. How may I serve you? Swift and silent. A shadow among shadows. Venim pe aici. Sabotăm. În cel mai rău caz, cred că o să eșuăm. Totuși este un început. Eu voi veni până aici cu armata. Și vom fi pregătiți de luptă tura viitoare. Băieții ăștia vor putea intra aici. Și foarte curând vom pleca mai departe. Vom merge după inamici. Liga Etruscă încă mai există. De aici am un motiv suficient de bun să atac. Și acum să închei tura. Attrition. Ok, asta este o problemă. Attritionul este o problemă destul de mare. Commander.
În primul rând le vom lua teritoriul ăsta. După vom vedea ce mai putem face. Probabil mai este ceva ce putem face. Sabotaj militar. Le otrăvim proviziile. Sună un început destul de bun. Măcar spionul meu a devenit ceva mai priceput. Nu pot să spun că este mult mai priceput, dar cu siguranță are ceva șanse în plus. Ceea ce este ok. Aici am o garnizoană care ar putea proteja orașul. Asta este o întrebare destul de bună. Da, cred că am o garnizoană suficient de mare. Aici cred că aș putea să dezvolt un port civil. Ar fi o idee bună. Dar în același timp cred că o să creeze mizerie. Totuși nu este cine știe ce, deci ne vom descurca noi. Lucrurile par să meargă binișor. Teritoriile mele sunt în siguranță. Nu vom ajunge într-o tură. Deci venim până aici. Și cred că va trebui să mai așteptăm o perioadă. După vom ataca provincia asta și vom lua și teritoriul ăsta. Ceea ce sună destul de bine în opinia mea. Deci cred că voi putea încheia tura liniștit. Dar ia să ne uităm noi pe aici. Asta este o altă casă. Nu știu exact care este faza. Dar vom vedea noi. Jocul a primit un update care a îmbunătățit puțin diplomația. Puțin mai mult. Oricum, diplomația a fost îmbunătățită când a apărut a doua ediție a jocului, Emperor Augustus, și acum a fost îmbunătățită din nou cu An Empire Divided. Deci gândiți-vă puțin, este a doua oară când jocul ăsta primește un update la diplomație. A devenit mai bun jocul, a apărut și un skill tree pentru toate skillurile, deci știu oarecum ce urmează. Nu trebuie să le înveți, nu trebuie să te uiți în dicționarul lor, care, credeți-mă, nu merge teribil de bine, se încarcă destul de greu fiind pe internet. Și mie cel puțin nu mi se încarcă din prima, trebuie să aștept ceva. Și nu o să fac asta în mijlocul episodului, vă dați seama. Așa că trebuie să studiez totul înainte. Ei bine, acum nu mai este nevoie pentru că văd oarecum ce urmează și pot să-mi planific ca atare. Iar noi acum cred că vom putea încheia tura pentru că am făcut deja destul de multe chestii. Trebuie să distribui pe aici niște puncte. O tradiție militară. Engineering experts. S-ar putea să am nevoie de treaba asta mai devreme sau mai târziu. Și după cum vedeți, skill tree-ul chiar îți arată ce va urma. Și poți oarecum să te aștepți la ceva. Iar eu voi lua de aici. Voi merge pe general. Și să închei tura. Se pare că am și o provincie în care trebuie să dau un edict. Taxe. Party loyalty. Ok, și acum să încheiem tura.
All would surely benefit if we agreed to open trade from this day on. Well? Ok, un tratat comercial sună bine. You speak wisely like a man of many winters, and I'm honored with this agreement. Roma este sub asediu. Ok, să vedem dacă îi putem otrăvi. Agentul meu poate să mai primească un punct. Și mergem acum după băieții ăștia. Treaba asta o să doară destul de serios. Le-am distrus și o armată. Chiar am făcut o treabă bună de asemenea. De aici va trebui să mergem până în zona asta și să eliminăm și teritoriul ăsta. Le scufundăm flota și le capturăm teritoriul. De asemenea, Liga Etruscă a fost eliminată într-un singur episod. Sună nemaipomenit de bine, în opinia mea. Nu știu ce naiba aș putea să iau eu de aici. Comerț, probabil, pentru că sunt la dracu-n praznic. Cred că voi lua comerț și voi face un port aici. De fapt, voi îmbunătăți portul care este deja în zona asta. De asemenea, de aici, amiralul va trebui să primească probabil commander și după va deveni chiar un amiral. Iar generalul meu va primi tot commander și va deveni un general. Ok, de acum cred că lucrurile o să devină puțin mai ușoare. Va trebui să am grijă de provinciile mele, să le păstrez într-o condiție cât mai bună. Forum public, în sfârșit îl pot construi. Și lucrurile chiar încep să arate bine, destul de rapid. Sunt oarecum mândru de treaba asta. Noi să încheiem tura. Physical conditioning. Research-ul meu tocmai a fost terminat. Iar acum cred că putem să ne îmbunătățim mai mult toate trupele. Weapon proficiency. Sună destul de bine. Între timp, va trebui să continui să îmbunătățesc toate provinciile. Ok, lucrurile arată bine. Noi ne-am instalat pe aici destul de lejer. Flota va pleca și vom merge după teritoriul ăsta. Nu cred că mai au teribil de mulți aliați pe aici. De fapt, sunt sigur că nu au. Și vom mai putea lua o provincie.
Ready for battle. De asemenea, băieții ăștia vor putea veni pe aici. Advance. Și vor putea să iau altă provincie. Plus că voi trimite un spion în față, încât să verificăm și noi teritoriile astea, să ne asigurăm că totul va fi bine și că ne putem extinde destul de ușor, fără să avem parte de cine știe ce surprize. Chiar ar fi destul de urât să am parte de surprize neplăcute. Plus că acum, cred că voi putea să fac diverse lucruri. Să mă uit, 42% am. Am destul de bine. Suntem protejați de război civil încă 15 ture. Oricum, nu are cum să fie război civil, mai ales că dețin majoritatea. Cu timpul, ei bine, cu timpul s-ar putea să apară alte probleme. Dar eu dețin majoritate, dețin 42% din senatori, iar ceilalți sunt împărțiți între 3 partide politice. Chiar nu cred că o să am probleme. În schimb, trebuie să obțin o influență mai bună. Dacă voi obține o influență mai bună, voi obține un research mai bun. Voi reuși eu să mă instalez mai devreme sau mai târziu ca singurul partid politic important. Ceilalți se vor lupta pentru 30%. Acolo este pragul pentru războiul civil. Trebuie să nu depășesc 70%. Sau ei să nu depășească 70%. Oarecum trebuie să ne menținem pe acolo încât să am toate beneficiile, dar să nu am penalizări. Și cred că acum am făcut aproape tot ce puteam face. Flota asta cred că va putea pleca pe aici. Și cred că vom activa opțiunea de patrulă. Pentru că probabil vor avea ei pe aici câte ceva de făcut. Ok, pot să le recrutez niște trupe speciale. Nu sună rău. Le vom lua ceva trupe. Dar o întrebare, ce face treaba asta? Ok, voi lua o chestie de genul. Și momentan, cred că voi putea încheiatura. Bun. Se pare că a venit iarna. Momentan trebuie să ne mișcăm pe aici cu grijă. Foarte bine, l-am pus așa. Între timp, eu voi veni până la graniță. Pe aici. Warmongers. Este aceeași facțiune sau sunt două facțiuni? Par să fie două facțiuni. King. Așa îl cheamă pe băiatul ăsta. How can I be of assistance? Nu-l pot asasina. I do enjoy. Dar le putem face câteva probleme. Decent. Sunt mulțumit de rezultat. Trupele astea vor merge pe uscat relativ curând. Momentan stau bine unde stau. Aici voi face comerț. Harbor. Sună bine.
Și în general lucrurile au început să meargă super ok pentru mine. Chiar sunt mulțumit de cum merg lucrurile. Și acum cred că pot pur și simplu să închei tura. Verific foarte rapid chestiile astea. Totul pare să fie ok acolo. Pe aici. Băiatul ăsta ar putea să fie luat la mine în partid? Ar fi o idee interesantă. Ok, foarte bine, e luat aici la mine. Tura viitoare îi voi da câte ceva de făcut. Asta este ideea, momentan dețin 50% din influență și pot să-mi păstrez influența mai mare. De asemenea, trebuie să am grijă și de cealaltă partide politice, încât să se păstreze. Și eu cred că voi încheia aici tura. Bun, se pare că momentan nu s-a întâmplat absolut nimic, dar din păcate cred că aici se va încheia și episodul meu. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare cu un episod. Pa, pa!